A dormit. Plec să-mi fac o cafea. Un copil singur? Cum? Singura? Vin eu să am grijă de ea. Mi-am luat cafeaua. Mă duc să văd ce face Melania. Dar unde este Melania? Aranjez patul, supun și plec la Radu. Acum te ducem la mami. Ce? Nu-i nimic? Nu aud nimic. Hai Mela la mine în cameră. Depunem sujeta. Nu vrea fata. Să mergem. Bravo Mela. Mie se fata, bravo. Așa. Hai, mergi. Mergi. Hai Mela, hai mergi. Hai mergi. Am pus și fata. Aici precis nu este ea. Căutăm pe părinții tăi. Poate sunt prin hotel. Radu, unde alergi? De unde este Melania? Ce Radu! Zic? Unde este Mela? Tu înțelegi, eu am lăsat-o acolo. Am venit să-mi fac o cafea. Am dus și nu era. Cum a dispărut? Păi am lăsat-o și nu mai găsesc. Hai, lăsăm vorba, o căutăm imediat. Eu mă duc la Dani și Adriana, dar tu la Cristina. Cine sună? Cum ai putut să o lași? Am emoții. Miriam? Melania? Melania? Tu? Salut, mămică! Cum a ajuns Mela cu tine, Miriam? Radu? Ea era singura pe terasă și eu am luat-o! Scuze, eu doar am fost și mi-am luat o cafea. Și când m-am întors, ea deja nu mai era. Radu, te rog altă dată să fii mai atent, să o iai cu tine și dacă o lua altcineva. V-a plăcut istorioara noastră? Aceasta a fost o lecție pentru toți, să aveți grijă de copiii mai mici. Nu-i lăsați fără supraveghere! Iar dacă v-a plăcut filmulețul nostru,
puneți multe, multe like-uri, iar noi vă spunem pe curând, pa, pa!